Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Sibiu, suntem în fața Palatului Brückenthal și suntem cu domnișoara muzeograf Coșnescu Alexandra. Da. Bună! Bună ziua, bine ați venit! Ne bucurăm tare mult că v-ați gândit să faceți un videoclip la Muzeul Național Brückenthal și că ați dorit să vă prezentăm Palatul Baronului, pentru că este unul dintre cele mai importante edificii din Sibiu. Începem cu portalul palatului. Ce este interesant este că baronul nostru a vrut să iasă un pic din tipare și ce a spus? Eu nu o să respect planurile pe care mi le-ați dat voi, așa că eu o să scot un pic în exterior portalul ca să iese ușor în evidență, așa cum au făcut și cu primăria, desigur. Au scos ușor în evidență. Nu aveau voie, dar el a făcut-o pentru că a putut. Nu l-a oprit nimeni. O să gândim totul ca un circuit pe care îl făceau musafirii, vizitatorii acum musafirii pe vremea respectivă, adică veneau cu trăsurile, intrau prin portal, se opreau în fața ușilor, pe unde vom urca și veți vedea tot circuitul. Trăsura se oprea acolo, vizitatorii coborau, urcau sus, iar trăsurile erau duse în spate, la garajuri, unde cai erau adăpați, hrăniți și așa mai departe. Și în spate acum aveți o curte interioară cu flori, da, din câte vedem de da, aici. Bine, asta a fost amenajată de noi ulterior, pentru că nu arăta așa, nici nu știm exact 100% cum arăta. În spate, mai ales că erau grajduri, clar nu aveau ei flori acolo unde erau grajdurile animalelor. Da. Deci pe aici vom urca, este circuitul pe care îl făceau musafirii și îl fac și vizitatorii de astăzi. Înainte de a urca, vă voi prezenta prima curte și a doua curte interioară, pentru că marile palate din vremea respectivă, normal că aveau curte și permiteau acest lux. Aveau curte intime, unde făceau lucrurile numai pe care ei le știau și doreau să le facă. El avea următoarea funcționalitate, palatul, adică la parter aveam bucătăria de mâncare care este acolo și bucătăria de dulciuri care este în partea aceea. Nu combinau dulciurile cu mâncarea sărată, pentru că știm foarte bine unde se gătește, se face căldură și alimentele din lactate și ouă se pot altera, așa că aveau două bucătării separate pentru asta. Era și crama de vinuri la demisol acolo, iar restul camerelor pe care le vedeți erau camerele pentru servitori. Adică restul camerelor... În afară, deci în spate, unde sunt trandafirii, deci acolo erau doar grăjdurile. Așa. Probabil că stăteau și grăjdarii, nu da. Știu 100%, dar servitorii stăteau pe aici, pe unde vedeți celelalte uși. Da. Da. Sau poate unele dintre ele erau chiar, nu știu, cămări, pentru că el îi punea pe servitori cumva să... Îi gătea tot felul de lucruri. Ce vedea el la Viena, venea în țară și spunea, nu știu, vreau dulceață de trandafiri sau a văzut el ceva acolo, normal că trebuia să îi se facă și lui. Vrea să-și resfețe vizitatorii, să vadă că el are. Adică avea foarte, foarte multe vinuri, dar el nu consuma alcool. Da. În schimb, îi servea pe musafiri. Era un om foarte educat, era iluminist, cum am spus, s-a educat în stilul iluminismului. A vrut să aducă ce a văzut el și aici, cumva să-i educe și pe restul. Da. Bun, cum am spus, aici este grădina a doua, unde erau grajdurile. Noi am amenajat-o așa cum o vedeți astăzi, cu trandafiri. Înainte nu avea nimic, era pur și simplu gol. Dar este un loc de relaxare pentru vizitatori. Deci, practic, aici poți ajunge după ce faci turul palatului. Da, da. Bine, depinde cum vrei să pornești. Poți da. Să pornești de jos sau ce urci sus și apoi cobori aici. De menționat este faptul că Brückenthal a lăsat, s-a strâns bine după moartea lui, după ce... O să vă explic pe sus că și-a lăsat totul într-un fideicomis și așa mai departe. După moartea lui, el a vrut ca colecția lui să crească în continuare, chiar dacă el nu mai tăria. De aceea au tot venit donații în continuu, în continuu, în continuu. Iar în ziua de astăzi avem un număr de 1,6 milioane de bunuri. Pentru... Sunt atât de multe, poate că multora le zice, dar unde au avut loc atâtea, unde au loc atâtea bunuri la voi? Că da, avem Muzeul de Istorie, Palatul Brückenthal, Farmacie, Istorie Naturală, Muzeul de Vânătoare, dar gândiți-vă la Muzeul de Istorie Naturală, câte roci au colegii noștri sau câte exemplare de melci sau... Sunt foarte multe. Sau gândiți-vă la monezi, la Muzeul de Istorie, câte monezi sunt acolo și câte alte bijuterii sau arme sunt. Sunt foarte, foarte multe, dar am ajuns la un număr de 1,6 milioane. Da, și, impresionant. Da, este un număr foarte impresionant și crește în continuare. Colecția lui crește în continuare. Da. Deci încă mai primiți... Da, donați. Bine, și da. Am început și cu achiziții, dacă ne permite bugetul, pentru că
mai nou acum, de exemplu, am primit un buget pentru achiziții de artă contemporană, pentru că acest compartiment a fost înființat mai târziu și cumva avem nevoie de artă contemporană de calitate. Bine, păi pornim turul. Da, de aici începem să urcăm la etajul 1 și 2. Să vă menționez înainte de a urca, avem 49 de încăperi. Din păcate, la etajul al doilea, jumătate din el este în renovare. Bine, sunt cei de la Filarmonică care fac concerte în fiecare săptămână și vin și fac, exersează aici, deci nu putem să mergem mai departe, dar poate cu altă ocazie sau oamenii care ne urmăresc doresc să viziteze, sunt sigură că o să găsească liber atunci. Da, ok, bine. Bine, putem începe. Să începem. Acum ne aflăm la etajul 1 al palatului. Doresc să încep cu acest tablou înainte de a intra în saloanele baroc. Aici avem o vedere către Sibiu, o panoramă din 1808. Noi ne aflăm acum în spatele acestui turn cu ceas. Desigur că nu s-au mai păstrat la fel clădirile, nu este exact la fel, dar cele mai importante încă sunt. În partea de jos a peisajului avem oameni simpli sau oameni bogați, copii, animale, tot felul de animale, chiar și cerșetori. Iar în colțul din stânga jos, acolo, îl avem chiar pe artist care privește printr-un binoclu, iar un băiețel îi ține umbrela deasupra. Cumva a vrut să se introducă și pe el în peisaj. Este un peisaj ușor idealizat pentru că, din punct de vedere geografic, soarele nu ar trebui să fie vizibil în lucrare, ar trebui să fie în afara ei. Deci, cumva, ei cam asta făceau cu peisaje, doreau să facă totul idealizat, să fie perfect. Da. Ce este interesant la acest tablou este că, pentru o perioadă foarte lungă de timp, a stat chiar în biroul președintelui Klaus Iohannis, pe timpul când era primar în Sibiu, și chiar puteți vedea, eventual, dacă mai are fotografii, le avea la poză de profil. El stătea la birou și în spate se vedea tabloul. Nu știu dacă am menționat, tabloul este realizat de Franz Neuhauser. Franz a fost foarte apropiat lui Bruckenthal, el chiar a făcut parte la achiziția anumitor tablouri și chiar îi dădea sfaturi, adică îi spunea dacă se merită a fi cumpărat sau nu. A fost foarte important din punctul ăsta de vedere și desigur că are și foarte multe tablouri ale lui colecție. Ok. Și vedem acolo sus 1808. Da. Ok, bun. Acum putem intra în saloanele baroc. Acum ne aflăm în salonul de muzică. Ne dăm seama că este un salon de muzică, în primul rând pentru că deasupra ușelor avem supraporte cu instrumente muzicale, deasupra fiecărei uși. Acestea sunt cu foiță de aur, iar lemnul este tei. Și acum vi-l voi prezenta pe Samuel von Bruckenthal, este aici. La dreapta este soția sa, Catarina, iar în centru fetița lor, Sofia. Samuel s-a născut în anul 1721, într-un oraș mic de lângă Sibiu, Norcric, mai exact. El a fost fiu de jude, tatăl său a fost jude regal, a avut un frate mai mare. El s-a educat în stilul iluminismului, adică a pus foarte mult accent pe educație și a fost trimis chiar la Halle și Iena ca să studieze. După ce a studiat, s-a întors înapoi în Sibiu și pentru că fratele său era deja în Norcric, el nu putea cumva să rămână și să concureze cu fratele lui. Așa că trebuia să găsească un motiv să stea în Sibiu, pentru că atunci trebuia să ai cetățenie, să rămâi în, bine, Sibiu, Transilvania, marele principat al Transilvaniei. Așa că el a pus ochii pe Catarina. Catarina era o fată foarte înstărită, foarte frumoasă și foarte inteligentă, adică avea toate aturile. Și cumva ei s-au îndrăgostit și s-au căsătorit. Catarina a fost prima femeie care l-a propulsat pe Bruckenthal în carieră, pentru că avea o zestre foarte mare, o avere foarte mare, tatăl său fiind și primarul orașului în acea perioadă. Și cumva l-a ajutat foarte, foarte mult. Aici, unde este construit palatul, a avut
familia Catarinei a avut înainte o casă, nu era foarte mare, dar ca să construiască palatul la dimensiunea asta atât de mare, atât de somptuos, au mai cumpărat o casă undeva în spate, au dărâmat ambele imobile și au construit palatul pe care îl vedem astăzi. Ei au avut o fetiță care, din păcate, a murit de mică, la vârsta de 4 ani, de hidroencefalie. Portretul este făcut chiar înainte de a muri, pentru că putem observa capul este foarte mare, foarte alungit în partea de sus. Însă portretele celor doi soți sunt făcute mai târziu, cam la 20 de ani după ce a fost făcut acesta. Pentru că el nu a mai rămas cu moștenitori, de niciun fel nu a putut să mai facă copii. După ce s-a căsătorit cu Catarina și așa mai departe, el a călătorit foarte mult la Viena și a avut ocazia să o întâlnească pe Maria Terezia, iar în 1753 a fost primit la curte de către ea. Ea a fost foarte surprinsă de el, de inteligența lui, de șarmul lui, adică știa să vorbească, întotdeauna avea cuvintele la el. Așa că l-a ținut aproape și a fost sfătuitorul ei intim, așa îi spunea pe atunci. După aceea, legătura lor a fost foarte, foarte strânsă, călătorile erau din ce în ce mai dese la Viena, tot acolo el a început să-și facă colecția aceasta foarte mare de tablouri, acolo a văzut, de fapt, colecția de la Viena și atunci a dorit să-și facă și el una. A construit-o cam între 1753 până în anul 1777, când a și devenit guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcție pe care a primit-o din partea Mariei Terezia. Palatul a fost construit cu scopul de a fi reședință guvernială. Construcțiile au început din 1777, normal, când a devenit guvernator, și au durat aproximativ 10 ani, adică până în 1787. Da. Destul de mult. Mult. Da. Etajul al doilea și l-a gândit special pentru lucrările sale, pentru pinacotecă, iar etajul 1 a fost funcționalitate, adică în salonul de muzică, aici își primeau oamenii, musafirii, cam de două ori pe săptămână aveau loc serate, dansau, mâncau, discutau. Se știa că era foarte ospitalier, toată lumea atunci când îl vizita era foarte bine primită și primea cele mai bune lucruri. Din punct de vedere arhitectural, palatul este construit într-un baroc auster. El s-a inspirat foarte mult de la palatele vieneze, de la Schönbrunn mai exact, pentru că ce a văzut acolo el a vrut să aducă și aici. Nu este exact ca acolo, dar a reușit destul de mult. Tapetul este din cel de aici, este din in și este cel original, se poate observa că este cel original. În celelalte încăperi tot așa avem tapet, adică este printre puținele palate care și-a păstrat tapetul original pe pereți, pentru că în alte muzee, palate, poate că nu mai există și deja pereții sunt tot făcut cu alb sau nu se mai găsesc martori deloc. Candelabrele sunt din cristale de Murano, sunt cele originale, nu sunt chiar ale baronului, dar sunt contemporane cu el. Sobele sunt aduse special de la Viena de către el, sunt în stil neoclasic și baroc. S-au păstrat destul de puține pentru că sunt fragile și s-au mai pierdut dintre ele. Ca și sistem de funcționalitate, focul se făcea din încăperea de lângă, adică aici nu se întâmpla nimic, nu veneau cu lemne aici sau să deranjeze. Nu, fum, nimic. Exact, da. Totul era din spate, de aceea și în spatele sobelor nu avem tapet, pentru că se încălzea și exista riscul să ia foc. Și așa mai bine au pictat ceva drăguț acolo și au lăsat restul așa. Parchetul nu este cel original, a fost schimbat cam prin anii 50 și iar în spate avem un... Le avem pe Bruckenthal. Aici este după o perioadă în care el a fost guvernator, fiul Mariei Terezia cel mare dintre ei, a fost Iosif, adică a fost destul de gelos pe relația pe care el, Bruckenthal, o avea cu mama sa, Maria Terezia. Și după ce mama sa nu a mai fost la conducere și el a preluat tronul, l-a dat la o parte, nu l-a mai vrut prin preajma lui și așa, ca să-l consoleze, i-a dat crucea ordinului Ștefan cel Mare pentru a-l consola cumva și a-l pensiona. Și de atunci el a stat cu minte deoparte, până la urmă a primit ce și-a dorit. Ca și funcționalitate, în dreapta mea avem partea doamnelor și în stânga este partea domnilor. Cam așa era funcționalitatea, adică
Ei când veneau și se distrau aici, dansau și cântau și așa mai departe. Domnii, dacă aveau treabă, plecau în zona aceea, discutau lucruri interesante pentru ei, iar doamnele mergeau în partea aceasta. Iar noi când mergem cu vizitatori, începem din dreapta și apoi să ne întoarcem pe partea aceea. Aici avem salonul de primire al doamnelor. Tapetul este din mătase roșie, o parte din el este schimbat, doar aici este cel original, se poate vedea. Bun. Caterina venea cu prietenele ei aici, serveau poate o ciocolată caldă, discutau diferite lucruri de ale doamnelor. Acolo avem o rochie care se numește roba la francez. Se poate vedea în portretul din salonul de muzică, pentru că aceasta este rochia pe care o purta acolo. Ce știm este că Bruckenthal a fost un iluminist. El a fost cel care a adus cartoful în Transilvania, trifoiul, a adus tot felul de soiuri de animale, cum este bivolul alb, oi din Spania și așa mai departe. Și putem spune că aici Caterina poate veni, pentru că tot el a adus și ciocolata caldă, Caterina poate servea ciocolată caldă aici cu prietenele ei. Aceasta este una dintre încăperile mele preferate. Sunt muncile lui Hercule. Ca și tehnică este un trompe-l'oeil, adică păcălește ochiul, pentru că îți dă senzația de 3D. Exact, da. Da. Ca și stil pictural este un camaio, adică păstrează nuanțele acestea de crem, maroniuri. Pictura este realizată de același Franz Neuhauser, pe care vi l-am prezentat la intrare. Deci, a făcut multe, Franz. Da. Noi, când am încercat să descifrăm pentru ce a fost camera aceasta făcută, au fost mai multe teorii. În cele din urmă am spus că poate a fost o baie, eventual, pentru că nu avem de unde să știm exact fiecare încăpere ce rol a avut. Am considerat că este o baie pentru că nu avem tapet, adică de la aur nu se umezea nimic. Și probabil că poate aici, nu știu, era o vană din cupru în care se îmbăia Caterina. Cam atât aici. Aici avem o sufragerie din partea feminină, adică sufrageria Caterinei. Totul era funcțional în perioada aceea, de aceea camerele sunt nedecomandate, nu cum avem noi ziua de astăzi, să fie totul decomandat ca să nu deranjeze. Nu. Atunci așa era, se mergea din cameră în cameră, adică când se trezea, dormitorul este următorul. Se trezea Caterina. Nu stătea cum stăm noi ziua de astăzi în pat mai mult sau mai stăm pe telefon, nu. Ea se trezea, se ridica, se îmbrăca, venea aici în sufragerie, servea ceaiul probabil și între timp, nu știu, verifica actele pentru că ea ținea contabilitatea familiei. Ea se ocupa cu banii, se ocupa și cu achiziții, adică în testament s-a găsit pentru că ea a achiziționat anumite tablouri. Bruckenthal niciodată nu ținea bani la el, nu-i plăcea. Întotdeauna Caterina plătea, ea era cea care venea cu banii din spate. Mobilierul este set, nu știm dacă a aparținut exact baronului, dar este contemporan cu el. Și cumva tematica am păstrat o tematică feminină. Culorile sunt atât de tari în încăperile acestea pentru că așa era barocul. Barocul era foarte colorat și frumos. Și cumva am păstrat zona aceasta feminină, adică vedem nuduri feminine, atmosfera asta. Așa cum am zis, aici este dormitorul. Probabil că exact încăperea asta a fost dormitorul ei. La fel, nu știm exact, dar noi am încercat să-l reconstruim. Avem un pat cu baldachin. Patul este cu intarsii de fildeș. La fel, tot este set. Aceeași poveste, nu știm exact dacă a aparținut ei, dar este contemporan cu ea. Iar de aici se oprește apartamentul Caterinei. De aici încep camerele pentru musafiri. Da. Deci musafirii au primiți pe aceste uși. Bine, pe aici veneau și servitorii atunci când făceau curățenie. Ei nu veneau prin tot circuitul, veneau prin spate cumva, în spate, mă rog, pe ușile acestea. Musafirii erau poftiți în următoarele încăperi. Ce e denotat aici este că toată feroneria este cea originală, adică încuietorile, clanțele... Este original, au fost restaurate, de aceea sunt în stare atât de bună și sunt originale. La fel, sticla ferestrelor și sticla de aici, originală, este sticla de glăjerie. Metoda prin care ei făceau sticla pe atunci
suflau, adică cred că ați fost la vreo fabrică de sticlă, poate ați văzut, da. Suflau prin tubul acela, făceau o bulă imensă și apoi aplatizau. Și în momentul în care aplatizau, făceau cumva două bucăți de sticlă, tăiau și păstrau ce rămânea. De aceea nici nu sunt foarte mari, pentru că nu reușeau să facă cât de mare să faci bula, că se spărgea. Da. Iar de aici totul este tematic, adică nu am putut să păstrăm cum erau camerele pentru musafiri, pentru că nu știm ce s-a păstrat este acolo, restul nu știm chiar ce s-a întâmplat cu mobila de atunci. Aici avem scena religioasă, avem două încăperi de genul acesta, imaginile sunt din Noul și Vechiul Testament. Cum am spus, este pe tematică și avem lucrări din școlile italiană, spaniolă, olandeză și german-austriacă. Flamand-olandeză. Scena religioasă, tematică 2. Ce este important la încăperea aceasta este acest dulap de sacristie, care a fost restaurat ca să fie păstrat atât de bine, pentru că atunci când l-am primit avea și carii și nu arăta foarte bine, dar colegii noștri au depus o muncă foarte grea ca să-l aducă la ce este acum. În dulapul de sacristie, acesta era pus în biserici, iar în el erau ținute lucrurile cele mai de valoare ale bisericii. Chiar oamenii își aduceau lucrurile de valoare, cumva considerau că acolo erau mai în siguranță decât să le aibă acasă. Avem chiar solicitări din Europa, cam o dată de două ori pe an, cu fotografii cu acest dulap, pentru că sunt foarte puține care s-au păstrat și mai ales într-o stare atât de bună de conservare, e uimitor. După moartea sa, Bruckenthal a lăsat cam în jur de 1200 de lucrări de pictură și aproximativ 700 de grafică, bine pe lângă mineralogie, arme, trofee de vânătoare și monezi. Adică e destul de mare colecția lui. De aceea avem și Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istorie Casa Altenberg, Muzeul de Vânătoare August von Spitz, este Palatul Bruckenthal, Muzeul de Farmacie la care o să mergeți. Sper că n-am ratat nimic. Și mai avem încă o clădire pe strada Tribunei, acolo este Muzeul de Artă Contemporană. Da. Aici avem arta religioasă în Transilvania. Acest altar este foarte important, altarul de la Proștea. Putem să observăm că în perioada protestantismului, adică știm că în perioada protestantismului multe opere de artă au fost distruse, iar acest altar a fost cumva ascuns într-un pod. Avem acolo un panou lipsă în partea de sus. Da, aici în partea de sus a fost restaurat, iar după lege știm că dacă lipsește mai mult de 50% nu se intervine. De aceea nu au făcut fața acelui personaj, pentru că nu știam cum arată și decât să facem ceva ce nu e adevărat, mai bine să lăsăm așa. Aici avem martiriul celor 10.000. Putem observa după ceea ce poartă pe cap că erau și oameni simpli, dar și nobili. Iar în dreapta este martiriul Sfântului Sebastian. O altă intervenție o vedem aici pe înger, la fel nu s-a cunoscut fața lui exact, așa că s-a intervenit încât să arate bine, doar atât, nu să schimbăm imaginea. Mai departe avem covoarele anatoliene. Acestea aveau două funcții, funcție ornamentală sau funcție de rugăciune. Cele ornamentale sunt cele din spate, cele două de acolo, iar cele de rugăciune se pot observa pentru că au zona aceasta așa piramidală deasupra și cumva o vază care curge în jos. Sau aici se vede cel mai bine. Mulți spuneau, dar știți, a spus covorul cu capul în jos. Nu, nu este pus cu capul în jos, de fapt... Credinciosul când se punea la rugăciune, vaza aceasta cu flare indică faptul că harul vine pe credincios, Duhul Sfânt, cumva se revarsă pe el în timp ce se roagă. Iar sus, deasupra, avem chiar imagini cu covoarele din biserici, cum erau puse ca să arate bine. Bine, aveau și scop de încălzire pentru că erau destul de reci bisericile și încă sunt. În holul acesta este portretul mortuar. Probabil că se poate observa la
cele trei tablouri, că personajele din ele sunt un pic ciudate, fața lor e un pic ciudată, pentru că ele erau pictate după ce mureau. De aceea sunt mai sinistre, mai macabre. Da. Și mai ales copilul de aici, care seamănă cu un vampir mic. Și doamna. Arta religioasă în Transilvania, sala cu numărul 2, aceeași tematică ca cea precedentă. Aici vă pot arăta funcționalitatea mai bine a unui altar, pentru că el are aripile volante. Ele sunt pictate și pe spate și pe față, iar în timpul rugăciunii se deschideau, iar atunci când nu erau rugăciuni, se închideau. Un deisis foarte important este cel de aici. Se spunea că chiar Ștefan cel Mare a avut un astfel de deisis și că îl purta cu el în campaniile lui. Iar înainte de o bătălie importantă, îl chema pe preot și făcea o rugăciune, cumva, ca să-i poarte noroc. Aici avem artă catolică, ortodoxă, protestantismă. O artă lucrare foarte importantă este sculptura aceasta. Este o pietă, dacă vă amintiți și de pieta lui Michelangelo. Este aceeași tematică, numai că a suferit în urma protestantismului, a fost distrusă și cam atât s-a mai păstrat din ea. Având în vedere că este foarte, foarte veche, a fost făcut în jur de anul 1400, s-a păstrat foarte bine și detaliile sunt foarte bine redate. Iar aici atmosfera s-a schimbat puțin, pentru că am intrat în aripa lui Samuel, da? Aripa masculină. Deja începem cu verde și continuăm cu albastru. Aici avem scena de război. Se vede că e tematică masculină, pentru că intrăm în zona asta un pic mai agresivă. Aici avem tematică artistică sau documentară. Documentară spun că tabloul acesta poate că nu are o valoare artistică foarte mare, dar o valoare documentară foarte bună. Adică putem să numărăm chiar soldații din zona asta. Un coleg de-al nostru chiar a reușit să descifreze despre ce bătălie este vorba. Pictorul își punea un pic mai mult viața în pericol, pentru că se urca undeva sus pe un deal sau poate chiar într-un copac și făcea schițe în continuu la luptă. Apoi se ducea acasă și picta ceea ce a văzut. Deci artistul nostru a fost norocos și nu a murit în această bătălie și a venit și ne-a pictat nouă. Aici avem un dulap cu arme, pentru că în testamentul lui Bruckenthal era specificat că el avea dulapuri cu arme care stăteau încuiate. Mai multe arme, desigur, putem găsi la Muzeul de Istorie. Foarte interesant la acest dulap este că zona aceasta este făcută din carapace de țestoasă. Scenă de război, sala cu tematică 2, aceeași chestie. Tot ce vedeți aici este original, chiar dacă aparțin sau nu baronului, au fost poate primite ulterior, pentru că după moartea sa au fost primite foarte multe donații, adică lumea a dorit să-i crească colecția, chiar dacă el nu mai trăia. Scaunele sunt din piele și aici avem două lăzi de campanie. Mie îmi plac foarte mult armele acestea de aici, pentru că sunt făcute cu fildeș și sidef. Adică dacă lumina bate, aici oricum nu prea bate lumina, că din punct de vedere al conservării nu e bine să bată lumina naturală, dar se vede foarte frumos sideful în lumină. Aici este un secretarium, o să vă explic mai încolo funcționalitatea lui. Aici am încercat să refacem cumva toaleta baronului, pentru că în testament scria că avea două oale din acestea de noapte, din argint cu capac, una pentru domn și una pentru doamne. Din păcate nu am găsit-o, dar am. Iar aici este dormitorul lui Bruckenthal. Poate că vi se pare mic, dar el nu punea așa mare preț pe dormitor.
Aici avem o fereastră, iar aici era o ușă, pentru că el avea un balcon și se presupunea că în partea aceea era și o grădină pe care el o amenajase, pentru că el era foarte pasionat de agricultură. Asta ne demonstrează și palatul de la Vrig, pentru că acolo el a avut și orangerie, a adus foarte multe soiuri exotice de fructe și legume din alte țări pe unde a călătorit el, foarte mulți pomi fructiferi și a dedicat foarte mult viața agriculturii și a învățat țăranii din Avric cum să cultive și să aibă grijă de culturile lor. Iar după moartea sa, cumva le-a și lăsat toate bunurile acelea, adică a lăsat prin testament ca toți țăranii să se bucure în continuare de ceea ce el le-a oferit. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Aveți idee ce este acest obiect de pe pat? Este un dispozitiv de încălzit patul, pentru că aici, vedeți, nu avem nicio sobă. Da. Ei, da, băgau cărbuni încinși în interior și îl plimbau pe pat exact cum plimbăm fierul de călcat, ca să încălzesc așternuturile. Ok. Aici avem camera portretelor de familie. Vreau să menționez un lucru, în colțul de sus, din dreapta. Din stânga. Vedeți zidul un pic stricat, l-ați văzut și în dormitorul lui Bruchetal. Da, am uitat să menționez, acela este un martor, zidul nu este stricat. Adică, înainte așa era pictat zidul. Noi am păstrat martorul care ne demonstra cel mai mult cum arăta, pentru că s-au pierdut picturile de pe ziduri, pentru că tot a fost repictat și nu s-a mai păstrat. Da. Și cumva când am descoperit, am păstrat o parte, ca să vadă și oamenii cum era înainte. De aceea unde este tapet, cumva acela s-a păstrat mai bine, pentru că nu au venit să dea peste tapet cu lavabil. Da. Da. Deci, cum am spus, suntem în camera portretelor de familie. Bruckenthal, pentru că nu a mai avut copii, Sofia a murit, a dorit să își lase averea unor moștenitori pe linie masculină. Cei doi de aici sunt nepoții lui. Unul dintre ei a primit ca și moștenire tot ceea ce el a lăsat. Iar celălalt a pierdut pentru că s-a îndrăgostit și s-a căsătorit cu o femeie de naționalitate maghiară. Bruckenthal nu era de acord cu asta, el vrea ca totul să rămână sașilor. Așa că tot a comasat totul într-un fideicomis, cum am spus, adică tot ceea ce rămâne e pe linie masculină. Iar după ce moare și ultimul moștenitor pe linie masculină, care a fost Hermann de aici, toată averea revine bisericii evanghelice. Așa a lăsat el prin testament. Aici este soția lui Hermann. Din păcate, nici ei nu au avut moștenitor, de aceea totul a rămas bisericii evanghelice. Aici suntem în biroul lui Bruckenthal. Cele două tablouri aparțin lui. În dreapta este Maria Terezia, iar în stânga este soțul său, Francisc. Maria Terezia era împărăteasă consoartă. Da, deci aceea este a doua femeie care l-a propulsat pe Bruckenthal în carieră. Cele două tablouri erau dăruite ca și cadou, probabil că le-a primit cadou când a devenit guvernator. Maria Terezia a avut trei copii, îi avem aici în spate. Este Iosif, care a urmat-o la tron, Leopold și Maria Antoinette. Da, deci el este Iosif, care nu prea îl suporta pe Bruckenthal, pentru că probabil era gelos pe relația pe care Bruckenthal o avea cu Maria Terezia. Cum am spus și mai înainte, o să vă explic funcționalitatea unui secretarium. Pe lângă faptul că are foarte multe compartimente, avea și compartimente secrete, adică puteai să bați într-un loc, se deschidea un anumit compartiment. Dacă bătai? Da, băteai sau nu știu, aveai o combinație anume, okay. Nu știu că nu am umblat la niciunul până acum, dar mi-au spus colegii sau restauratorii. Secretarul venea în față, aici se deschidea latura aceasta, aici scria, avea cerneala și așa mai departe, aici își punea dosarele. Și cumva un coleg mi-a spus, nu știu dacă e adevărat, că partea aceasta așa curbată este pentru că secretarul de obicei avea burtă și era gras, dar nu știu dacă e adevărat, dar cumva are noimă pentru că vedem diferite portrete cu oameni cu burți, deci e posibil, da. Deci în picioare se făcea treaba. Da, în picioare se făcea treaba, da. Da. Și o să vi-l arăt un secretarium deschis aici. Deci, cum am spus, se deschidea partea aceasta, acolo avea cerneala, penița și își făcea treaba. Aici este chiar biroul secretarului, pentru că cumva oamenii mai puțin importanți erau primiți pe ușa aceasta din dreapta și își lăsau actele și ce aveau ei pentru Bruckenthal, iar cei importanți erau primiți chiar în biroul lui Bruckenthal. Sau dacă
erau ceva spioni de la Viena, erau primiți într-o altă încăpere în care o să mergem imediat. Aici avem un portret cu Bruckenthal, cam spre finalul vieții se vede. Așa cum am spus, dacă erai spion de la Viena, aici erai primit, pentru că aici puteai să vorbești lucruri mai importante. În spatele meu este un ceas din aur, care i-a aparținut lui Bruckenthal. Are două mecanisme, unul pentru muzică și unul pentru timp. Dacă facem liniște, se aude muzica. Este un menuet. Pentru că nu am putut să intrăm în salonul oriental din partea doamnelor, am putut, din fericire, cel al domnilor este deschis. Tapetul este din hârtie și este adus special pentru a decora zidurile palatului. Acesta a fost adus rulat și apoi lipit pe pereți. Putem observa că tematica este una pozitivă, adică nu vedem păsări de pradă. Sunt doar culori deschise, păsări calme, fluturi. Și putem observa în partea de sus, spre tavan, că fundalul este ușor verde, pentru că tapetul așa avea fundalul verde, dar din cauza timpului și a degradării cumva și-a pierdut culoarea și a rămas bejul acesta. Da. În colțul din dreapta avem un șemineu, este singurul din palat, este de tip fereastră, iar în partea de sus este o agavă. Șemineul este în stil rococo. Salonul domnilor, m-am prezentat și la doamne, domnii după ce dansau, cântau și mâncau. Bine, ei nu cântau, dar se distrau. Veneau în acest salon și discutau diferite lucruri care erau interesante pentru ei. Bruckenthal a avut o colecție foarte mare de ceasuri. Cam cu acestea am mai rămas noi. O mare parte dintre ele le-a donat nepoților săi, adică au fost și ceasuri cu briliante pe ele, așa că noi am rămas doar cu acestea. Acum ne aflăm la etajul al doilea, unde avem capodoperele, unele dintre cele mai importante lucrări. Cum am spus la început, atunci când a construit palatul, s-a gândit la etajul al doilea doar pentru colecția lui. Aici a adus tot ce a avut atunci. Unele dintre cele mai importante capodopere sunt de Tiziano Vecellio. Aici avem Ecce Homo. Din păcate, nu este lucrarea originală în display, pentru că lucrarea este la Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Și se va întoarce pe 5 iunie. Aici este o copie. Avem și din atelierul lui Rubens, în dreapta, cel mare de pe perete. Spun atelierul lui Rubens pentru că în atelier el avea ucenici. Aceștia veneau și pictau zonele ample, haine, fundal și așa mai departe, iar artistul venea și făcea fața și mâinile, pentru că prin aceste detalii el era diferențiat de ceilalți. Adică o lucrare poți să vii să o analizezi și spui după modul în care a realizat expresia feței sau anumite cute, îți dai seama ce artist este. Aveam două lucrări de genul acesta, din păcate una este în restaurare, dar e bine că vă pot arăta pe aceasta. Artiști importanți. Hans Memling. Aceste lucrări sunt pandant, soția în dreapta, soțul în stânga. Iar cea mai importantă lucrare, putem spune diamantul de pe coroană, este această lucrare Omul cu tichie albastră, de Jean Van Eyck. A fost și la Art Safari anul trecut. Este foarte importantă pentru că Jan Van Eyck a realizat foarte puține portrete, cam 20 la număr în întreaga lume. Mai este un portret ceva asemănător la National Gallery în Londra, numai că este un om cu tichie roșie. Lucrările erau realizate la dimensiunile acestea mici în perioada aceea, pentru că erau cu scopul de a le căra. Le luai cu tine în călătorii sau oriunde te deplasai, puteai să iei cu tine pentru că era mică, nu te deranja. Din păcate, Jan Van Eyck a trăit destul de puțin. Lucrarea aceasta a fost realizată în jurul anului 1430. Am reușit să identificăm anul mai exact datorită turbanului. În această lucrare este Filip I. El a dorit acest portret cu scopul de a-l trimite iubitei sale, pentru că putem observa în mâna personajului, adică mâna lui Filip, este un inel.
El urma să o ceară de căsătorie, de, da, să o ceară de soție pe iubita lui din perioada aceea. Putem observa că urechea este în prim plan, este ușor dezgolită pentru că aștepta să audă răspunsul iubitei, dacă acceptă sau nu. Ce este important la Van Eyck este că la început se credea că el ar fi inventat pictura pe ulei, ceea ce nu este chiar adevărat pentru că pictura în ulei a fost inventată cu mult timp înaintea lui, dar el era foarte priceput la asta, adică oferea niște detalii incredibile. Ne putem uita cu lupa la lucrarea aceasta și putem observa foarte, foarte multe detalii. Bruckenthal, atunci când a achiziționat această lucrare, el nu a știut că era realizată de Van Eyck. Prima dată a crezut că e de Albrecht Dürer, pentru că avea monogramă în partea de sus, AD, care venea de la Albrecht Dürer. După aceea, după ce s-a restaurat și s-a observat că este adăugată ulterior și că, de fapt, aparține lui Van Eyck, a fost ceva spectaculos, pentru că a fost mult mai important. Cum am spus, el a realizat foarte puține autoportrete la viața sa și noi, Muzeul Național Bruckenthal, să avem un portret de Van Eyck este foarte important. În 1948, Muzeul Național Bruckenthal a fost deposedat de un număr de 19 lucrări de către comuniști și au fost duse la Muzeul de Artă din București. Considerau că Sibiu nu este atât de vizitat, că nu sunt atât de mulți oameni, că, vai domne, noi nu le ținem într-o condiție atât de bună și cumva le-au luat la București ca să le valorifice, spuneau ei. Am reușit să le recuperăm în 2004, adică ce vedeți în display-urile acestea mai fancy, sunt de atunci. Da. Iar poate ați citit despre furtul din 1968, poți să ne dai câteva, da, o să vă pentru dau. Cine nu a citit. Da. În 1968 a fost marele furt de la Bruckenthal, în care s-au furat 8 lucrări foarte importante. S-au făcut atunci anchete, a venit poliția și așa mai departe. Și am reușit să recuperăm numai 4 din ele în 1998. Deci 4 dintre ele nu știm unde sunt, dar am reușit să recuperăm 4, ceea ce e foarte important. Cum va merge mai departe? M-am oprit în fața acestor vitrine pentru că vreau să vă vorbesc despre Rosalba Cariera. Era o tânără care a locuit la marginea Veneției. Era foarte populară în perioada respectivă. Ce a făcut-o populară a fost faptul că ea picta pe cutii din metal, poate cutii în care se țineau țicări sau depinde, diverse lucruri. Mai apoi a început să picteze pe fildeș, cele două lucrări sunt pe fildeș. În stânga se presupune că ar fi fost sora sa, iar în dreapta este autoportretul ei. Povestea este tristă pentru că, deși a fost populară, nu a reușit să-și găsească marea iubire. A trăit singură, iar asta a întristat-o destul de mult. Mai târziu a făcut și cataractă, a avut o operație care nu a fost reușită și într-un final a murit. Și a fost trist, a murit singură, deși era foarte talentată. Se spunea că nu era foarte frumoasă, dar mie, nu știu, autoportretul acesta nu îmi spune că era urâțică deloc, era chiar drăguță. Aici avem un Peter Bruegel, la fel o lucrare foarte importantă, Uciderea pruncilor. De la distanță, dacă ne uităm, nu ne dăm seama că este vorba de o scenă, de masacru și așa mai departe. E ușor și modul în care este realizată, culorile vii, ușor naiv, îți dă așa un sentiment de fericire. Când te apropii și vezi copiii aceia împuși cu sulița și cu capetele tăiate și așa mai departe, te întristezi. Pe lângă tematica aceasta tristă, avem și scene ușor amuzante. Aici, în zona aceasta, vedem soldații care se cațără ca să intre în casele oamenilor. La ăsta aici de jos îi cade căciula pe ochi, nici nu vede bine. Și o altă scenă amuzantă. Aici. Soldatul acela avea nevoie și s-a gândit să se ușureze pe o clădire. Aceeași tematică, dar mult mai morbidă și mai tristă. Aici, tot Uciderea pruncilor. Este o copie aici pentru că originalul este în restaurare, dar se poate vedea în zona de aici, este o mânuță de copil. Copilul acesta care plânge, mamele care sunt disperate, adică în comparație cu Bruegel, aici chiar avem tensiune și tristețe. Altă lucrare de Peter Bruegel. Peisaj de iarnă cu capcană de păsări. La fel,
pare că toată lumea e fericită, copiii patinează, se simt bine, dar nu era chiar așa. Putem observa copca aici de pește care era goală, pentru că nu era pește. Este în perioada Marii Glaciațiuni, când o perioadă de 40 de ani a fost foarte, foarte frig și nu se mai făcea nimic. Aici au improvizat ei o capcană de păsări, dintr-o ușă veche, încercau să prindă vrăbii sau ce păsări acelea, cumva să se hrănească. Aici avem Sfânta Familie de Iacob Iordanes. Putem observa modul în care este luminat tabloul și nu mă refer la luminile puse de noi, ci la tehnica pe care a folosit-o artistul. Îi oferă o lumină aparte. Ce este interesant la această lucrare este că Iordanes și-a înfățișat propria familie în chipul lui Isus, Maria și Ioan Botezătorul. Cumva a încercat să, prin ei, să redea chipurile sfânte. Știm foarte bine că întotdeauna Ioan Botezătorul este lângă Isus, iar Isus întotdeauna se întinde către o cruce. Sfântul Ieronim în Scriptum. Am ales să vă arăt această lucrare pentru că seamănă ușor cu cealaltă, deși sunt artiști total diferiți. La fel, este o lumină care se pogoară asupra lui, deși lumânarea este stinsă, are o lumină aparte, de fapt este lumina Duhului Sfânt. Aici este sala cu scena mitologică. Ne putem imagina această sală ca o sală cu supereroi, poate. Așa le obișnuim să le mai spunem copiilor, pentru că așa cum erau zeitățile din vremea aceea, cumva și cei de la Marvel și DC Studios s-au inspirat din mitologie când au realizat personajele de astăzi. Ca și inspirația aici, artiștii au avut, l-au avut pe Ovidius. În lucrarea din față, cea mai mare, îi avem pe Bacchus, care era zeul vinului, pe Ceres, care era zeița culturilor, Venus, zeița frumuseții, și aici este Amor sau Cupidon, zeul iubirii. Și la fel, adică personajele se repetă în anumite tablouri. Acolo sus tot așa este Bacchus, aici Bacchus cu Adriana, tabloul mic de aici, care este preferatul meu, este Eros, adică Cupidon, împreună cu Psyche. Psyche este aceasta. El dormea, e o legendă foarte frumoasă. Ea nu avea voie să-l vadă pe el, el era foarte îndrăgostit de ea. Cumva locuiau împreună, dar nu avea voie să-l vadă la față, pentru că era un zeu. Ea nu știa cu cine se întâlnea în fiecare seară și atunci curiozitate, pentru că surorile ei i-au tot băgat idei în cap, dar cu cine te vezi, cine este acest bărbat misterios, dacă vrea să te omoare și așa mai departe. Și pentru că surorile ei au umplut capul cu povești, într-o seară și-a luat, bine, i-au și spus că poate e un monstru și o să te omoare după ce o să naști, pentru că între timp a rămas însărcinată cu el. Și-a luat un cuțit și o lumânare ca să îl vadă. A rămas atât de surprinsă de frumusețea lui, nu se mai putea opri, încât s-a apropiat mai mult de el și atunci a picat ulei din lampă pe mâna, pe brațul lui Cupidon. El s-a trezit și când a văzut-o, a plecat imediat din dormitor și a zis: pentru că curiozitatea ta a fost atât de mare, acum pe mine mă vei pierde. Și ea a stat și a plâns și s-a frământat, pentru că și-a dat seama că soțul ei era chiar Cupidon însuși. A stat să-l caute o perioadă lungă, cumva s-a dus la mama lui, ea i-a dat diferite task-uri, le-a trecut cu bine, a trimis-o chiar în Hades, adică în lumea de jos, unde sunt cei morți, cu pretextul ca să-i aducă un pic din frumusețe de la Persefona. Ea s-a întors, a reușit, dar curiozitatea ei, cum a fost și la început, a deschis cutia unde se presupunea că era frumusețea de la Persefona pentru Venus. Și atunci, acolo, de fapt, era un somn morbid care a intrat în ea și a dormit veșnic, cum ar fi. Atunci, între timp, Cupidon s-a trezit, o urmărea cumva, a văzut-o că era acolo adormită, i-a scos somnul acela veșnic din ea, l-a pus înapoi în cutie și a zis: prostuță, prostuță Psyche, și acum ești curioasă după cât te-ai îndurat.
i-a spus să ducă, să ducă cutia la mama lui și după aceea să se întâlnească. Și i-a cerut lui Zeus să o facă și pe ea nemuritoare, pentru că o iubea foarte mult. Povestea e mai amplă, o puteți găsi pe internet, e foarte frumoasă. În ziua de azi știți că avem la telefoane, wide, zoom și așa mai departe. E, aici avem triumful lui Neptun. În partea de jos este scena mai amplă. După aceea, când urcăm sus, vedem că este un ușor zoom pe scenă. Se văd un pic mai bine personajele, iar sus de tot, da, aici vedem mai bine personajele, iar partea aceasta de aici este sus, care este ospățul zeilor. Deci avem wide, cameră normală și zoom, ca să zicem așa. Că tot vorbeam de benzi desenate și de filme cu supereroi, aici o avem pe Diana, o știți pe Amazona noastră, Wonder Woman. Aici este încăperea cu naturi moarte, natură statică. Aceste naturi erau probă de maestru pentru pictor. Dacă un pictor era foarte bun, își demonstra calitățile printr-o astfel de natură statică, adică reușea să dea textura sticlei, da? Textura fructelor, textura feței de masă sau textura draperiei. Dacă eu, ca și comandator, pur și simplu vedeam o astfel de pictură și aveam impresia că eu pot să iau paharul acela din pictură, era clar că acel maestru își făcea treaba foarte bine. Să redai atât de bine diferite cristale și cumva să streacă lumina printre ele era foarte greu. Pentru a accentua staticitatea naturii statice, artistul introducea în lucrare, nu știu, o musculiță, un fluturaș, pentru că ei erau, pentru că aceste insecte vietăți. Și cumva accentua faptul că era o natură statică. Și în cel din dreapta putem observa natura statică din dreapta, cum se reflectă vinul în vaza cu flori. Deci vaza avea apă. La fel, a dat aici textura metalului. Ce este amuzant la aceste naturi statice este că persoana care comanda o astfel de natură statică își pregătea acasă, își lua cele mai bune fructe și le aranja pe o masă, puneau, nu știu, fructe de mare, tot felul de soiuri, chema artistul să îi le picteze, ei nu se atingeau de ele, nici nu le mâncau, poate că se stricau acolo, după ce artistul termina lucrarea și le puneau într-un spațiu care era cel mai frecventat de musafiri, cum ar fi sufrageria. Și atunci când omul venea și vedea, wow, ia uite ce tablou are persoana respectivă, înseamnă că are bani, că i-a avut. Adică eu dacă voiam să mă laud la cineva că, nu știu, am bani, veneam, chemam artistul, picta, nu știu, niște fructe de mare, alte fructe exotice, mi le puneam în sufragerie și era ca și cum eram avută, deși fructele le-au fost o singură dată în casa mea, dar am rămas cu tabloul. Erau artiști care erau specializați pe blană. Sau artiști care erau specializați pe struguri. Un artist care reușea să redea strugurii atât de bine, cum vedem și aici în coșul acesta, era clar că era un artist desăvârșit. Și la fel, o lucrare putea fi făcută de trei artiști. Venea unul, făcea fructele, celălalt venea, făcea penajul păsărilor, iar altul venea și făcea blana iepurelui. Iar așa aici un detaliu foarte drăguț, avem o pisică. Vedeți? Natură statică, dar îi dă dinamism. O pisică care vine să fure. Aici avem bucătăria în artă. Din ce am încercat să recreiem o mică bucătărie cu diferite vesele. În dulapul din față sus pe el avem un mojar cu pistil, fiare de călcat. Aici avem scena de gen, sunt activități în aer liber, cum putem observa. Această lucrare putem spune că este exemplul unei postări pe Instagram, pentru că atunci când mergea la vânătoare, deja se știa vânătorul care avea mai mult de 2 câini, era bogat, era avut. Domnul de față a dorit să-și facă un tablou cu el în care își arăta tot ceea ce prinsese, tot iepurii, toate rațele, gâștele. Pe lângă asta s-a și îmbrăcat, nu era adecvat de vânătoare, dar era adecvat pentru un portret.
A vrut să arate ce are el, că el este avut. Iar în celelalte tablouri avem diferite activități, muncă. Aici avem scene de interior, scena de gen cu scene de interior. Într-un tablou, dacă erau reprezentate o fată și un bărbat, o fată îmbrăcată mai decent, cam aceea era scenă de bordel. Sau dacă vedeam bărbați cu pahare de băutură și la fel fete în preajmă, chiar dacă nu erau îmbrăcate foarte indecent, la fel scenă de bordel. În tablou de deasupra dulapului putem observa asemănarea dintre fata din față și bătrâna din spate. Cumva e... adică bătrâna îi spune ceva de genul ce am fost eu, acum ești tu, pentru că și bătrâna a avut aceeași viață înainte. Fata nu știe ce se întâmplă, dar atunci bătrâna negocia pentru ea cu domnul din spate. Deja el se vede că scotea banii pentru a cumpăra serviciile ei. Și la fel, adică sunt foarte multe tablouri cu subînțeles sau cu... cu mesaje ascunse. Că și aici la fel, adică îi arată pasărea, el, și ea îi arată banul. Adică dacă vrei pasărea, plătești, ceva de genul. Da. Și aici este un tablou foarte drăguț, cu niște cățeluși. Unul dintre ei a spart un ou, iar stăpânul îl ceartă și el acolo stă foarte trist și se uită așa pe sub lăbuță. Iar cel de jos nu-i pasă, el n-a făcut nimic, el e nevinovat. Înainte de a intra în cabinetul de curiozități, voiam să vă arăt acest tablou de Michael Lassell. Este o reprezentare a unui cabinet de curiozități. Lucrarea se numește Lucrare omenească. La fel, vedeți că este ca un 3D. Păcălește ochiul. Și acum o să vă arăt cum arată un adevărat cabinet de curiozități, nu doar o lucrare. În mod normal, încăperea aceasta nu arată așa. În perioada aceasta, cei de la Filarmonică vin și exersează aici, au repetiții. Au avut concerte, cred că de o lună, tot vin și fac concerte la noi. Și am încercat să amenajăm pentru ei spațiul acesta, de aceea circuitul la etajul al doilea este scurt, este pe jumătate, pentru că noi ar fi trebuit să continuăm. Mai erau câteva încăperi și mai în capăt este Arta Românească, unde și acolo sunt ceva amenajări, se schimbă ușor expoziția. Da, aceasta este imaginea unui cabinet de curiozități. Cine nu-și permitea un astfel de cabinet, Bruckenthal și-a permis, își achiziționa un astfel de tablou. Puteți să... În cele două, de obicei erau deja făcute, omul doar se ducea în magazin și zicea, îl vreau pe acesta, iar medalioanele acestea erau realizate portretele familiei, bărbatul și femeia. Ca să păcălească ochiul, era cumva introdus într-o zonă mai închisă și veneau draperii peste el. Adică părea ca un dulap de curiozități, dar el era doar un tablou, păcălea ochiul. Expoziția care se află acum aici este o expoziție din ouă de struț, este temporară. Unele din ele sunt cu foiță de aur, iar cele albe, de pe partea cealaltă, sunt casete de bijuterii aici. Broderii în coajă de ou. Deci erau create pentru fetele tinere, viitoare mirese, erau încrustate cu motive florale. Cumva încrustau pe ouă cam ce se regăsea, motivele care se regăseau pe cămășile lor de patrimoniu. Pentru că aici avem și cu roșu, adică avem acolo o imagine albă cu o mireasă, sau cred că e o mireasă, și aici avem cu un costum tradițional și se ved și pe ouă aceleași detalii.
Pe lângă faptul că în această încăpere găsim foarte multe lucruri interesante și nemai văzute, cum sunt steluțe de mare, nu știu, un cor de narval, puști, diferite specii maritime conservate. Acesta este finalul ghidajului. Sper că vi s-a părut interesant. Ne-a plăcut, da. Sper să-i convingem pe abonații voștri să vină la Muzeul Național Bruchental din Sibiu, mai ales în perioada aceasta, pentru că e foarte frumos, au înflorit și trandafirii. Să știți că înfloresc de 3 ori pe an și miroase superb, da. Se simte. Da. Chiar deasupra camerei avem niște trandafiri. Da. Deci arată foarte bine și în curte, poți să te relaxezi aici. Da, și dacă vreți să faceți poze frumoase pentru Instagram, e locul perfect. Și nu numai curtea, dar și palatul, pentru că ați văzut ce încăperi frumoase avem, cu tavane foarte frumoase, amenajate pentru așa o poză de Instagram, cum trebuie. Bine, îți mulțumim tare mult și sperăm să veniți și să faceți și voi acest tur minunat pe care l-am făcut și noi. Și dacă vă doriți un ghid, nu uitați să sunați cu 48 de ore înainte ca să îl rezervați. Puteți să specificați, nu știu, anumite dorințe, dacă doriți să aflați anumite lucruri. Muzeul se poate vizita de miercurea până duminica, între orele 10 și 18. O să avem și program de vară, dar ne puteți urmări pe Facebook, Muzeul Național Bruchental, sau pe Instagram, Muzeul Național Bruchental, pentru mai multe detalii, pentru că acolo postăm destul de des și multe informații. O să vedeți și videoclipuri de la diferite expoziții, videoclipuri de care mă ocup cel mai mult eu. Ok. Da, eu sunt cu social media. Astăzi s-a întâmplat să mă nimeresc eu. Da. Și vă așteptăm la Muzeul Național Bruchental ca să aflați viața baronului și cum a trăit el și cum a adus iluminismul în Transilvania. Mulțumim! Bine, toate cele bune!